În fiecare an, 3 din 10.000 de români primesc un diagnostic cumplit, leucemie. Boala nu este însă automat o condamnare. Șansa copiilor și adulților bolnavi stă în transplantul de măduvă. La Institutul Clinic Fundeni au fost realizate peste 2.000 de astfel de intervenții. Pe lângă dedicarea medicilor, este nevoie și de solidaritatea semenilor. Celulele stem, la fel ca sângele, pot fi dăruite prin înscrierea într-un registru. Radu are 3 ani și își privește poza pe un panou al supraviețuitorilor. Oameni care au luptat cu leucemia și care astăzi respiră, îmbrățișează, primesc și oferă în continuare iubire. Totul datorită transplantului medular cu celule stem donate. Panoul e plin cu fotografii din 2 vieți, înainte și după procedură. Transplantul a avut loc pe 22 februarie 2022. Astăzi împlinim 1 an și 7 luni de la transplant. Da? Și depistarea a fost făcută la 6 luni și jumătate. Sunt foarte bune, exemplare, și toate meritul îl datorăm lui Dumnezeu și doamne profesor că a fost acolo de fiecare dată pentru noi. Transplantul a fost făcut la Institutul Clinic Fundeni. De 22 de ani astfel de proceduri au loc aici, iar medicii și pacienți s-au întâlnit să celebreze viața. Aniversăm 2000 de transplanturi de celule stem hematopoietice în Institutul Clinic Fundeni și cred că este important pentru noi toți să ne strângem și să ne vedem și să ne bucurăm de oamenii care trăiesc și care au trecut printr-o astfel de procedură. Te cuprinde emoția. Oamenii care nici nu mai seamănă cu pacienții te copleșesc. Prin transplantul de celule stem hematopoietice, măduva osoasă bolnavă este înlocuită cu una sănătoasă, care produce celule sanguine normale, totul printr-o transfuzie. 2019, în 25 aprilie, am făcut transplantul. Ce reprezenta pentru dumneavoastră acest transplant? Am revenit la o nouă viață. Am pe 24 e ziua mea de naștere și pe 25 e a doua zi de naștere. Și Mariana Slave a primit o nouă șansă datorită transplantului. În 2020, după ce nu s-a mai putut ridica din pat, a ajuns la spital, unde a fost diagnosticată cu leucemie. A urmat luni întregi de chimioterapie. După un an de chin cu radioterapie, apoi a trebuit să mă înscrie pe lista de transplant. Am avut marele noroc cu sora mea, cea mare, a donat celule stem pentru mine. Și mi-a fost alături și în spital, în momentele grele. Dumnezeu a făcut să se lege lucrurile așa, pentru că eram la un impas, eram pe prag. Puteam aluneca oricând în neant. Șansa primită i-a dat posibilitatea să se bucure în continuare de familie și să poată spune binevenit unei noi vieți. Acum am venit cu fiica mea care este însărcinată. Chiar îmi doream să pot apuca momentele astea. Este ceva de nedescris. Renaști. Deci eu mi-am schimbat fenotipul în totalitate. Am luat grupa de sânge a surorii mele, m-am transformat, pur și simplu m-am transformat. Deci totul îi aparține ei acum. Am renăscut. Ne întoarcem la Radu, băiețelul de 3 ani. Și el a făcut transplantul datorită unei rude. Tatăl, deși compatibilitatea era de 50%. S-a făcut un transplant la risc, cu risc, pentru că nu avem donatori. Iar în momentul când vor exista donatori, vor exista mult mai multe șanse la viață și cât mai mulți copii luptători după această secție de oncologie de aici, de la noi, din Fundeni, vor avea mai multe șanse. Și vreau să vă spun să vă faceți curaj ca să ajungă toți învingători și luptători ca noi. Așa, mami.
Da. Compatibilitatea în familie există în doar 25% dintre cazuri. Când ajutorul nu poate fi dat de cei apropiați, șansa vine de la comunitate. Cu toții avem celule STEM care ar putea fi compatibile cu o persoană bolnavă. Nu vom afla însă niciodată și nu vom putea oferi șansa la vindecare fără să ne înscriem într-un registru. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule STEM funcționează de mai mulți ani, iar procedura nu este dificilă. Orice persoană sănătoasă cu vârsta între 18 și 45 de ani se poate înscrie pe site-ul registrucelulestem.ro. După completarea formularului, veți fi contactați și veți face analize de sânge. Să o facă cu sufletul, pentru că sunt atâția care așteaptă un dar din acesta și să fie necondiționat, pentru că abia după aceea realizează, când îl văd pe omul acela stând în picioare, sănătos și zâmbind din nou, își dau seama de binele făcut. Cine vrea și poate să doneze, să o facă. Pentru că salvează o altă viață. Și sunt și noi, am ajuns la o vârstă care, na, am trecut prin viață cât de cât, dar sunt copii care așteaptă. Când un pacient are nevoie de transplant, datele sale genetice sunt comparate cu cele ale tuturor oamenilor din registru. Sunt mii de combinații posibile. S-ar putea să treacă luni sau ani înainte să fiți chemați să donați, dar, dacă se va întâmpla, veți dărui viață. Procedura nu este dureroasă și nu necesită anestezie. Ce vrem să le spunem tuturor e că dorim cât mai mulți donatori și cât mai multă lume să știe ce înseamnă această donare de celule STEM, că nu este atât de grea pe cât se înțelege momentul în care noi auzim ce înseamnă donare de celule STEM sau de măduvă. Nu este o extracție din coloană, ci este pur și simplu ca o donare de sânge care durează câteva ore, dar asta înseamnă că pot salva o viață și o pot reda. Chiar acum, pe un pat de spital, s-ar putea afla un om a cărui șansă să fie în celulele oricăruia dintre noi. În România sunt înscriși în registru de donatori doar 97.000 de oameni. Raportat la o populație de 19 milioane, sunt extrem de puțini.